În acest weekend s-a încheiat o nouă ediție a Cupei de Vară la fotbal pe plajă. Turneul organizat de AJF și de JST Argeș s-a bucurat din nou de succes. Au atras foarte mult întrecerile de șah, table sau remi. La Sportul Minții s-au înscris de altfel și numeroși copii. Cum vă spuneam, ieri a fost festivitatea de premiere. La masculin, locul 4 a fost câștigat de Viitorul Pitești, locul 3, Lunca Corbului, echipa Forța Lunca Corbului de la Lunca Corbului. Locul 2 a fost câștigat de o echipă care eu am adus-o aici în acest campionat de fotbal pe plajă, echipa din Tudor Vladimirescu, și sunt mândră de asta. Iar locul 1 a fost câștigată, bineînțeles, de echipa Juventus Bascov, care dânsii chiar au o performanță. La fotbalul feminin au câștigat echipa Mândruțelor. Am dat și un premiu special pentru cea mai sexy participantă. Aceasta se numește Mazilescu Liliana Maria. În ciuda acestor aspecte pozitive, sunt și mici regrete. O competiție reușită pe total? Da, să zicem, în proporție de 70%. De ce doar atât? Comparativ cu anii anteriori. Pentru că am avut o pondere mai mare, a fost o întrecere mult mai mare între echipe, multe echipe înscrise la fotbalul pe plajă. În schimb, am avut două echipe la fotbalul mixt și chiar am fost mulțumită de acest lucru. Plaja din cartierul Piteștean Tudor Vladimirescu a fost și de data aceasta gazda evenimentului. Luna viitoare, cei de la DJST Argeș doresc organizarea unui turneu de go în aceeași locație.